Urșii din Brașov nu mai coboară doar noaptea în oraș. Azi dimineață câțiva localnici s-au trezit cu un vizitator nepoftit în curte. Animalul sălbatic încerca să culeagă fructe dintr-un copac după ce noaptea a luat cina la tomberon. Sunt deja familiarizați cu locul. Urșii gunoieri s-au învățat să vină la tomberoanele din cartierele Schei și Răcădeu. La fel s-a întâmplat și noaptea trecută. Își iau hrană și apoi dispar în pădure. Nu pentru mult timp. Azi noapte au coborât doi. Au luat cina, dar nu s-au săturat. Dimineața au ajuns chiar și în curțile localnicilor. S-a auzit în tufiș ce s-a auzit și am zis că e vreo unul curăță gardul. Și când ne-am uitat, era un urs. Și m-a tot la bani, până la fugării poliția la deal. M-a speriat de el. Acum sunt. Oamenii lucrau la o construcție. Când s-au văzut la un pas de animal, nu au mai știut care pe unde să apuce. Au fugit și ei, a fugit și ursul. În pădurile din jurul Brașovului trăiesc peste 250 de urși. Asta înseamnă aproape dublu decât ar fi trebuit să fie și abia s-a încheiat sezonul de vânătoare. În momentul de față nu putem să intervenim sub nicio formă cu privire la reducerea numărului de urși. Noi trebuia să recoltăm doar acele exemplare care aveau comportament deviat, deci care intrau în oraș. Până când se va redeschide sezonul de vânătoare la urși, pădurarii vor duce mai multă hrană în pădure.